Pe lângă faptul că Iisus Hristos a purtat la cruce păcatele noastre, Biblia ne descrie ca pe unul care a purtat la cruce și bolile noastre. Și vindecarea face parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și aici subliniez, dacă ești bolnav, nu înseamnă că nu ești mântuit. Nu asta transmitem prin acest adevăr. Ceea ce vrem noi să transmitem este faptul că dacă Hristos a purtat la cruce bolile noastre, înseamnă că noi avem credință să apelăm la El pentru a fi vindecați. Înseamnă că noi nu mai trebuie să purtăm aceste boli ca pe unii numesc boala un dar de la Dumnezeu. Noi nu trebuie să purtăm aceste boli ca fiind un dar de la Dumnezeu. De altfel, boala nu este de la Dumnezeu. Diavolul vine să fure, să junghe, să prăpădească. Ioan 10:10. Dar Iisus Hristos a venit ca oile lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Așadar, de la Dumnezeu este viața, este sănătatea. Boala este de la diavolul. Pentru cei care doresc să umble în sănătate divină sau să slujească în lucrarea de vindecare, lucrarea la care Dumnezeu își cheamă biserica din zilele noastre, de altfel, le recomand cartea Vindecând bolnavii. Este o carte excepțională, o carte care argumentează cu Scriptura, cu foarte multe versete și pasaje din Biblie, că este voia lui Dumnezeu să vindece și zilele noastre. Autorul T.L. Osborne a slujit foarte mulți ani în lucrarea de vindecare, de evangelizare. Practic, el a fost un misionar care a predicat cuvântul lui Dumnezeu și oriunde a predicat cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu însoțea lucrarea lui cu semne și minuni. A predicat în foarte multe țări și a văzut puterea lui Dumnezeu la lucru prin vindecare și eliberare oriunde mergea. Nu ezita să citești cartea Vindecând bolnavii, este o carte excepțională. Poate este cea mai tare carte în limba română despre vindecare. După ce am mers în India, am început să predic cuvântul lui Dumnezeu așa cum știam eu. Ceea ce lipsea era puterea lui Dumnezeu. În India, oamenii nu au nevoie să audă niște predici frumos alcătuite, ci au nevoie să vadă puterea lui Dumnezeu. Așadar, în inima mea s-a născut dorința să învăț despre vindecare, să știu și să văd cum pot să mă rog pentru oameni ca ei să fie vindecați, ca fiind vindecați să-L primească pe Hristos, să vadă că Domnul nostru este mai tare decât zeii lor. Și într-una din zile m-am dus la o librărie creștină de acolo și am văzut cartea Vindecând bolnavii, în limba engleză Healing the Sick. Am luat acea carte, am ezitat la început pentru că m-am gândit dacă cumva această carte nu este biblică și o să-mi schimbe teologia și gândirea, dar în cele din urmă am cumpărat-o. După ce am cumpărat-o, am dus-o acasă și practic am luat-o de pe raft și am pus-o în bibliotecă la mine, unde a stat câteva săptămâni. După câteva săptămâni și în acest timp Duhul lui Dumnezeu mă tot îndemna să citesc acea carte. Am luat-o și am început să o citesc. De la primele pagini am simțit prezența Duhului Sfânt în paginile acelei cărți. Fiecare idee era argumentată cu multe versete din Biblie. Nu era argumentată doar cu un singur verset, să zică cineva, ok, este un verset în Biblie mai rătăcit despre vindecare, ci era cu foarte multe versete din Biblie și texte din Biblie care vorbeau în context. Și autorul cărții începe această carte și vorbește despre Dumnezeu care vindecă, Jehova Rafa, despre modul în care Dumnezeu îi vindecă pe evrei de la ieșirea lor din Egipt și îi poartă în sănătate divină. Pe urmă merge pe tot parcursul Bibliei și îl revelează pe Dumnezeu ca unul care vrea să îi vindece pe copiii lui. Pe urmă vedem vindecările în viața Domnului Iisus Hristos, în viața ucenicilor și vedem și modul în care ei au slujit în vindecare. Una dintre problemele din ziua noastră este că mulți se roagă pentru vindecare, dar de fapt Biblia ne învață să slujim în vindecare, să poruncim bolilor să plece în numele lui Iisus, bineînțeles, nu în numele nostru. Dar este o diferență între a te ruga sau a ruga pe Dumnezeu să vindece, când de fapt Dumnezeu ne-a dat nouă această însărcinare ca noi să poruncim bolilor în numele lui Iisus Hristos să plece. Și după ce am citit această carte, am fost profund mișcat de ceea ce am găsit acolo, de revelațiile din acea carte și i-am zis soției mele, care ea se ocupă de traducere, am zis, Magda, trebuie să traduci această carte în limba română, ca frații mei din România să o poată citi. La început a fost mai sceptică, dar a zis, ok, hai să o traduc. A tradus-o, am adus-o în România și acum este valabilă și în limba română. Ce mai vreau să subliniez?
inclusiv soția mea, în timp ce o traducea, se oprea de multe ori și spunea, Doamne, oare de ce n-am cunoscut adevărurile astea după ce m-am întors la Tine? De ce n-am descoperit eu aceste adevăruri în urmă cu 10 ani? Soția mea avea atunci o problemă cu spatele, o durea spatele și în fiecare an făcea câte o criză de lombago în care o săptămână era întinsă la pat. Din acel an în care am descoperit acele lucruri, soția mea nu mai are nicio durere de spate. Dumnezeu a vindecat-o în mod supranatural și oricum s-ar mișca, nu mai doare spatele. De aceea consider că fiecare credincios trebuie să umble în vindecarea divină. Și dacă nu știe cum, să citească această carte.